Binecuvântată este împărăția a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. În pace Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește. Pentru pacea de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului, să ne rugăm. Doamne, miluiește. Pentru pacea toată lumea, pentru statornicia Sfintelor lui Dumnezeu Biserici și pentru unirea tuturor, Domnului, să ne rugăm. Doamne, miluiește. Pentru Sfânta Biserica aceasta și pentru cei ce cu credință pe vlavie și cu frică de Dumnezeu intră în ea, Domnului, să ne rugăm. Doamne, miluiește. Pentru prea fericitul Părintele nostru Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, pentru cinstita preoțime și cea întru Hristos diaconime, pentru tot clerul și poporul, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește. Pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și satelor și pentru iubitoarea de Hristos armată, Domnului să ne rugăm. Doamne, pentru sfânt locașul acesta, țara aceasta, pentru toate orașele și satele și pentru cei ce cu credință locuiesc în ele, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește. Pentru bună întocmirea văzduhului, pentru belșugarea roadelor pământului și pentru vremuri pașnice, Domnului, să ne rugăm. Doamne, miluiește. Pentru cei ce călătoresc pe uscat, pe ape și prin aer, pentru cei bolnavi, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei robiți și pentru mântuirea lor, Domnului, să ne rugăm. Doamne, pentru ca să binecuvinteze lucrările ce se săvârșesc la zidirea Catedralei Mântuirii Neamului, pentru slava lui Dumnezeu și spre ocrotirea poporului român, și cu bună sporire să fie aduse la bun sfârșit, cu harul și cu lucrarea preasfântului Duh, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește. Să fim izbăviți noi de tunecazul, mânia, primejdia și nevoia. Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește. Prea sfânta, curata, prea binecuvântata, slăvita, stăpâna noastră de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu toți sfinții s-o pomenim. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Miluiește-ne și unii pe alții și toată viața noastră, lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Ține, Doamne. Ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
binecuvintează suflete al meu pe Domnul și toate cele dinăuntrul meu, numele cel sfânt al lui. Binecuvântat ești, Doamne. Iarăși iar în pace Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește. Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește. Prea sfânta, curata, prea binecuvântata, slăvita, stăpâna noastră de Dumnezeu, născătoarea și pururea Fecioara Maria, toți sfinții s-o pomenim. Prea sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne și noi pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Ție, Doamne. Ca Ta este stăpânirea și a Ta este împărăția, puterea și slava, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Unule născut, Fiule și Cuvântului Dumnezeu, Celea ce ești fără de moarte și ai primit pentru mântuirea noastră, a Te întrupa din Sfânta Născătoare de Dumnezeu și pururea Fecioara Maria, care le neschimbat Te-ai întrupat și răstignindu-Te, Hristoase Dumnezeule, cu moartea pe moarte ai călcat, unul fiind din Sfânta Treime, împreună slăvit cu Tatăl și cu Duhul Sfânt, mântuiește-ne pe noi. Iarăși iar în pace Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește. Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește. Pe prea sfânta, curata, prea binecuvântata, slăvita, stăpâna noastră de Dumnezeu, născătoarea și pururea Fecioara Maria, toți sfinții s-o pomenim. Prea sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Miluiește-ne și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Ție, Doamne. Și iubitor de oameni, Dumnezeu ești și Ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Apărătoare, pentru biruință mulțumire, izbăvindu-ne din nevoi, aducem ție, născătoare de Dumnezeu, noi robi Tăi, ci ca ceea ce ai stăpânire nebiruită, izbăvește-ne din toate
toate nevoile, ca să strigăm ție, bucură-te, mireasă, pururea fecioară. Înțelepciune drept, să ne închinăm și să cădem la Hristos. Mântuiește-ne pe noi, Fiul lui Dumnezeu, Cel ce ai înviat din morți, pe noi cântăm ție, aleluia. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește. Sfânt ești Dumnezeu nostru și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeu, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și-n vecii vecilor. Amin. Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte far de moarte,
Aducem aminte, pace tuturor și Duhului Tău. Cântați Dumnezeului nostru, cântați. Cântați Împăratului nostru, cântați. Toate popoarele bateți din palme, strigați lui Dumnezeu cu glas de bucurie. Înțelepciune din Epistola către Galateni a Sfântului Apostol Pavel, citire. Luăm aminte. Fraților, vedeți cu ce fel de litere v-am scris eu cu mâna mea. Câți vor să placă în trup, aceia vă silesc să vă tăiați împrejur, numai ca să nu fie prigoniți pentru crucea lui Hristos, că nici ei singuri, cei ce se taie împrejur, nu păzesc legea, ci voiesc ca să vă tăiați voi împrejur, ca să se laude ei în trupul vostru. Iar mie să nu fie mă lăuda decât numai în crucea Domnului nostru Iisus Hristos, prin care lumea este răstignită pentru mine și eu pentru lume. Că în Hristos Iisus nici tăierea împrejur nu este ceva, nici netăierea împrejur, ci făptura cea nouă. Și câți vor umbla după dreptarul acesta, pace și mila asupra lor și asupra Israelului lui Dumnezeu, de acum înainte, nimeni să nu mai facă supărare, căci eu port în trupul meu semnele Domnului Iisus. Pace ție, cititorule, și Duhului tău, aliluia, aliluia, aliluia. Înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie. Pace tuturor și din Sfânta Evanghelie de la Luca, citire. Slavă ție, Doamne!
ție. Să luăm aminte, zisa Domnul, era un om bogat care se îmbrăca în porfiră și în vison, veselindu-se în toate zilele, în chip și strălucit. Iar un sărac anume Lazar zăcea înaintea poreții lui, plin de bube, poftință, se sature din cele ce cădeau de la masa bogatului, dar și câinii venind lingeau bubele lui. Și a murit săracul și a fost dus de către îngeri în sânul lui Avram. A murit și bogatul și a fost înmormântat. Și în iad, ridicându-și ochii, fiind în chinuri, el a văzut de departe pe Avram și pe Lazar în sânul lui. Și el, strigând, a zis: Părinte Avrame, fie-ți milă de mine și trimite pe Lazar să-și ude vârful degetului în apă și să-mi răcorească limba, căci mă chinuiesc în această văpaie. Dar Avram a zis: Fiule, adu-ți aminte că tu ai primit cele bune ale tale în viața ta, iar Lazar asemenea pe cele rele, și acum aici ele se mângâie, iar tu te chinuiești. Și peste toate acestea, între noi și voi s-a întărit pe prastie mare, ca aceia care voie să treacă de aici la voi să nu poată, nici cei de acolo să treacă la noi. Iar el a zis: Rogu-te, dar, părinte, să-l trimiți în casa tatălui meu, căci am 5 frați, să le spună lor acestea ca să nu vină și ei în acest loc de chină. Și a zis Avram: Au pe Moise și pe proroci să asculte de ei. Iar el a zis: Nu, părinte Avrame, ci dacă cineva dintre mor se va duce la ei, se vor pocăi. Și a zis Avram: Dacă nu ascultă de Moise și de proroci, nu vor credea nici dacă ar învia. Cineva din moreți. Slavă ție, Doamne, slavă ție. Să zicem toți din tot sufletul și din tot cugetul nostru, să zicem: Doamne, miluiește! Doamne, atotstăpânitorule, Dumnezeul părinților noștri, rugăm-ne ție, auzi-ne și ne miluiește! Doamne, miluiește! Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila ta, ne rugăm ție, auzi-ne și ne miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Miluiește-ne, ne rugăm, miluiește-ne pe noi, că ne rugăm pentru prea fericitul părintele nostru Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, pentru sănătatea
și mântuirea lor. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Ne rugăm pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării, pentru mai mari orașelor și ai satelor, și pentru iubitoarea de Hristos armată, pentru sănătatea și pentru mântuirea lor. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Că ne rugăm Doamne, pentru frații noștri, eromonachi, preoți, diaconi, diaconi, mânachi și mânachi, și pentru toți cei întru Hristos, frații noștri. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Că ne rugăm pentru fericiții și pururea pomeniții ctitori acestei sfinte biserici, pentru toți cei mai înainte adormiți, părinții și frații noștri, drept slăvitori creștini, care odihnesc aici și pretutindeni. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Ne rugăm pentru mila, viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, lăsarea și iertarea păcatelor robilor lui Dumnezeu, închinători, ctitori și binefăcători acestui sfânt locaș. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Doctorul sufletelor și al trupurilor, cu milință și cu zdrobire de inimă, cădem înaintea ta și suspinând strigăm ție, vindecă durerea, tămăduiește patimile sufletelor și trupurilor, robilor de acestora care sunt de față la această sfântă slujbă, care lucrează și care sunt cazați în această instituție și ca un bun iartă-le toată greșeala cea de voie și cea fără de voie. Și de grab ridică din patul durerii cel ce nu vezi moartea păcătosului, ci să se întoarcă și să fie viu, îndură-te și miluiește pe robii tăi milostive, contenește-le boala, ușurează-le suferința și toată neputința, încetează-le răceala, potolește-le fierbințeala, tinde mâna ta cea tare și ridică din patul durerii, precum oarecând pe fica lui Air și sănătoși arată, rugăune-ți, auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Ne rugăm pentru ctitorii, binefăcătorii și miluitorii Catedralei Mântuirii Neamului și pentru toți ziditorii și lucrătorii care se ostenesc cu înălțarea acesteia, pentru sănătatea, mântuirea și ajutorul lor. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Încă ne rugăm pentru cei ce aduc daruri și fac bine sfântă și întru tot cinstită biserica aceasta, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei ce cântă, și pentru poporul care stă înainte și așteaptă de la tine mare și bogată milă. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, milostiv și iubitor de oameni, Dumnezeu ești și ție slavă, înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în veci vecilor. Amin. Iară și iară în pace Domnului să ne rugăm. Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluie. Înțelepciune ca sub stăpânirea ta totdeauna fiind păziți, ție slavă să înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Nimeni din cei legați
luptați cu pofte și cu desfătări trupești, nu este vrednic să vină să se apropie sau să slujească ție împărate al slavei, căci a sluji ție este lucru mare și fricoșător chiar pentru puterile cerești. Dar totuși pentru iubirea ta de oameni, cea negrăită și nemăsurată, fără mutare și fără schimbare, te-ai făcut om și arhiereu al nostru, te-ai făcut și ca un stăpân a toate, ne-ai dat slujirea sfântă acestei jertfe liturgice și fără de sânge, că numai Tu, Doamne, Dumnezeu nostru, stăpânești peste cele cerești și le pământești, cel ce șezi pe dronul cherubimilor și ești Domnul serafimilor și Împăratul Israel, cel ce singur e sfânt și Tu, Sfinți, te odihnești. Deci pe Tine te rog, cel ce singur ești bun și binevoitor, caută spre mine păcătosul și netrebnicul Tău rog și curățește sufletul și inima de cugete viclene. Și pe mine, cel ce sunt îmbrăcat cu harul preoției, vrednicește-mă cu puterea Sfântului Tău Duh să stau înaintea acestei sfinte mesea Tale și să jertfesc Sfântul și prea curatul Tău trup și scumpul Tău sânge. Că la Tine vin plecând un grumaj și mă rog Ție să nu întorci fața Ta de la mine, ni să mă lepezi între slujitorii Tăi, ci binevoiește să fie aduse darurile acestea de mine păcătosul și nevrednicul Tău rog, că Tu ești Cel ce aduci, Cel ce te aduci, Cel ce primești, Cel ce te împarți, ești Toasă, Dumnezeu nostru, Ție slavă, nățăm, împreună și Lui fără de ce cu dată, Părinte și prea Sfântului și Bunici de viață, păcătorului Tău rog. Acum și pururea și în vecii vecilor, acum în care pe Green.
fericitul părintele nostru Daniel, patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, să-l pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Pe poporul român cel binecredincios de pretutindeni, pe conducătorii țării noastre, pe mai mari orașelor și ai satelor și pe iubitoarea de Hristos armată, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Pe frații noștri romonahi, preoților, diaconi, diacon, monahi și monahii, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Pe fericiți într-o adormire, patriarhe, Bisericii Ortodoxe Române, Miron, Nicodim, Istinian, Iustin și Teoctist, și pe toți arhierei țării românești să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Pe fericiții și pururea pomeniții ctitori ai sfânt locașului acestuia, pe alțitori, miluitori și binefăcătorii să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Pe fericiții într-o adormire, roiostași și luptători români din toate timpurile și locurile, care s-au jertfit pe câmpurile de luptă, în lagăre și în închisori, pentru apărarea patriei și a credinței, strămoșești pentru întregirea neamului, demnitatea și libertatea poporului român, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Pe cei ce au adus aceste cinstite daruri și pe cei pentru care s-au adus, vii și adormiți în Domnul, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Pe toți și adormiți din neamurile noastre, strămoși, moși, părinți, frați, surori, fii și fiice, soți și soții, și pe toți și adormiți în centrul acesta de îngrijire cu tot neamul lor cel adormit, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Și pe voi, pe toți, drept măritorilor creștini, să vă pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa, totdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor. Amin. Că pe împăratul tuturor să-l primim pe cel rugăciunea noastră Domnului. Doamne, miluiește! Pentru cinstitele daruri ce sunt puse înainte Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru Sfânta Biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră în ea, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să fim izbăviți noi de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia, apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește!
ziua toată desăvârșită, sfântă în pace și fără de păcat, de la Domnul să cere. Cel de pace, credincios, îndreptător, păzitor al sufletelor și al trupurilor noastre, de la Domnul să cere. Milă și iertare de păcatele și de greșelile noastre, de la Domnul să cerem. Cele bune și de folos sufletelor noastre și pace lumii, de la Domnul să cerem. Cealaltă vremea vieții noastre, în pace și trupăgăința o să vârși, de la Domnul să cerem. Sfârșit creștinesc vieții noastre, fără durere, neînfruntat, în pace și răspuns bun la înfricoșătoarea judecata lui Hristos, să cerem. Pe preasfânta, curată, prea binecuvântată, slăvită, stăpâna noastră, de Dumnezeu născătoarea și prurea Fecioara Maria, cu toți sfinții să o pomenim. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Ție, Doamne, durările unui a născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat împreună cu preasfântul și bunul și de viață Făcătorul Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pace tuturor. Și să ne iubim unii pe alții ca într-un gând să mărturisim. Pe Tatăl, pe Treimea cea de o ființă și nedespărțită. Ușile, ușile, cu înțelepciune să luăm aminte. Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl atotțiitorul, Făcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut, cel de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Maria Fecioara și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat și a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi și s-a înălțat la ceruri și șade de-a dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Și întru Duhul Sfânt, Domnul de viață Făcătorul, care din Tatăl purcede, Cel ce, împreună cu Tatăl și cu Fiul, este închinat și slăvit, care a grăit prin proroci, într-una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc un botez spre iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin. Să stăm bine, să stăm cu frică, să luăm aminte sfânta jertfă, în pace a o aduce. Mila pacii
jertfa laudei. Harul Domnului nostru Iisus Hristos și dragostea lui Dumnezeu Tatăl și împărtășirea Sfântului Duh să fie cu voi, cu toți. Și cu Duhul tău. Tu să avem inimile. Cântare de biruință cântând, strigând, glas înălțând și grăind. A dat sfinților săi, ucenici și apostoli, zicând, Celui dintr-o înălțimii. Luați, mâncați, acesta este trupul meu, care se frânge pentru voi, spre iertarea păcatelor. Beți dintr-o acesta toți, acesta este sângele meu al legământului celui nou, care pentru voi și pentru mulți se va arăsa spre iertarea păcatelor. Amin. Aducându-ne aminte așadar de această poruncă mântuitoare și de toate cele ce s-au făcut pentru noi, pe cruce de mormânt, de învierea cea de a treia zi, de înălțarea cerului, de șederea cea de-a dreapta și cea de-a doua slăvită și iarăși venire,
ale tale, din troale tale, ție îți aducem de toate și pentru toate. Pe tine, plățește-mă pe mine, păcătosul, și te aceasta cinstitul trup al Hristosului tău, amin, iar ceea ce este împotriva acesta cinstitul sânge al Hristosului tău, amin, prefăcându-le cu Duhul tău cel Sfânt, amin, 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 pentru ca să fie celor ce se vor împărtăși spre trezirea sufletului, spre iertarea păcatului, spre împărtășirea cu Sfântul Duh, spre împărăție cerului, și pururea Fecioara Maria. Decât de
strică ciune pe Dumnezeu cum vântul ai născut pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te Întâi pomenește, Doamne, pe prea fericitul părintele nostru Daniel, patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, pe care îl dăruiește sfintelor tale biserici, în pace întreg, cinstit, sănătos, îndelungat în zile, drept învățând cuvântul adevărului tău. Pe toți și pe toate. Și le dă nouă cu o gură și o inima a slăvi și a cânta preacinstitul și de mare cuvință numele tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Să fie milele Marelui Dumnezeu și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, cu voi, cu toți, și cu toți. Pe toți sfinții pomenindu-i iarăși și iară în pace Domnului să Doamne ne rugăm. Miluiește. Pentru cinstitele daruri ce s-au adus și s-au sfinții Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește. Iubitor de oameni, Dumnezeu nostru, cel ce le-a primit pe ele, Sfântul cel mai presus de ceruri și duhovnicescul său jertfelnic, într-un miros de bună mireazmă duhovnicească, să ne trimită nouă dumnezeescul har și darul Sfântului Duh, să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să fim izbăviți noi de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia, apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul tău. Doamne, miluiește! Ziua toată de săvârșită, sfântă pace și fără de păcat, de la Domnul să cerem. Cel de pace, credincios, îndreptător, păzitor al sufletelor și al trupurilor noastre, de la Domnul să cerem. Doamne! Milă-și iertare de păcatele și de greșelile noastre, de la Domnul să cerem. Cele bune și de folos sufletelor noastre și pace lumii, de la Domnul să cerem. Cealaltă vremea vieții noastre în pace și într-o pocăință o săvârșit, de la Domnul să cerem. Sfârșit creștinesc vieții noastre, fără durere nefrutat în pace și răspuns bun la înfricoșătoarea judecată a lui Hristos să cerem. Unitatea credinței și împărtășirea Sfântului Duh cerând pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Ție, Doamne! Și ne vrănicește pe noi, Stăpâne, cu drăzire fără de osândă să cutezăm a te chema pe tine, Tată, Dumnezeul cel cerești și a zice, Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne o nouă astăzi și ne iartă nouă greșeală.
greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. Ca ta este împărăția, puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pace tuturor și Duhului tău. Capetele noastre Domnului să ne plecăm. Ție, Doamne, cu harul și cu durările și cu iubirea de oameni ale unuia născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat, împreună cu prea Sfântul și Bunul și de viață Făcătorul Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Să luăm aminte, Sfintele Sfinților, unul Sfânt, unul Domn Iisus Hristos, pentru mărirea Lui Dumnezeu. Să ne închinăm.
și să cădem înaintea Lui și să plângem înaintea Domnului, Cel ce ne-a făcut pe noi. Aleluia! Că este Dumnezeul nostru și noi poporul pășunii Lui și oile mâinilor Lui. Aleluia! O, de i-ați auzit glasul care zice să nu învârtoșați inimile voastre în timpul certării, ca în ziua ispitirii voastre. Aleluia! Lăudați-L pe Domnul din ceruri, lăudați-L pe El într-o cele înalte. Aleluia! Aleluia! Cu frică de Dumnezeu, cu credință și cu dragoste, apropiați-vă! Bine este cuvântat cel ce vine într-o numele Domnului. Dumnezeu este Domnul și s-a arătat nouă. Mântuiește, Dumnezeule, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Am văzut lumina cea adevărată, am primit Duhul cel ceresc, am aflat credința cea adevărată, nedespărțitei Sfintei Treime, închinându-ne, că aceasta ne-a mântuit pe noi. Totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Să se umple gurile noastre de laudă Ta, Doamne, ca să lăudăm slava Ta, că ne-ai învrednicit pe noi a ne împărtăși cu Sfintele, cele fără de moarte, prea cinstitele și de viață făcătoarele Tale taine. Întărește-ne pe noi întru Sfințenia Ta, toată ziua să ne învățăm dreptatea Ta. Aleluia, aleluia, aleluia! Amen.
drepți primind Dumnezeșile, sfintele, preacuratele, nemuritoarele, cereșile și de viață făcătoarele, înfricoșătoarele lui Hristos, taine cu vrednicie să mulțumim Domnului. Doamne, miluiește! Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește! Ziua toată desăvârșită, sfântă în pace și fără de păcat cerând, pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră, lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Ție, Doamne, că Tu ești sfințirea noastră și Ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Pentru numele Domnului, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Cel ce binecuvintezi pe cei ce te binecuvintează, Doamne, și sfințești pe cei ce nădăjduiesc întru Tine, mântuiește poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta, plinătatea bisericii Tale o păzește. Sfințește-i pe cei ce iubesc frumusețea casei Tale, Tu pe aceștia îi răsplătește. Preamărindu-i cu dumnezeiască puterea Ta și ne părăsi pe noi cei ce ne dăjduim întru Tine. Pace lumii Tale dăruiește bisericilor Tale, preoților, conducătorilor țării noastre și întregului Tău popor, că toată darea cea bună și tot darul de săvârșit de sus este, pogorându-se de la Tine, Părintele Luminilor, și Ție slavă și mulțumire și închinăciune înălțăm. Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Fie numele Domnului binecuvântat de acum și până în veac. Fie numele Domnului binecuvântat de acum și până în veac. Fie numele Domnului binecuvântat de acum și până în veac. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Binecuvântarea Domnului să fie peste voi toți, cu al Său har și cu a Sa iubire de oameni, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă Ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă Ție! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Prea cu cerce, Părinte, binecuvintează! Cel ce-a înviat din morți, Hristos, adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile preacuratei Maicii Sale, ale Sfinților și tuturor lăudaților apostoli, ale Sfântului Ierarh Alexandru, Patriarhul Constantinopolului, și ale Sfinte Cuvioase Maicii noastre, Parascheva de la Iași, ocrotitorii sulocașului acestuia, ale celui între Sfinți, Părintelui nostru Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, a cărui dumnezeiască liturghia am săvârșit, ale Sfântului Sfințit Mucenic Zenovie, Episcopul Ciliciei, și al surorii lui Zenovia și a Sfântului Apostol Cleopa, căror pomenire o săvârșim astăzi, ale Sfinților și ale Sfinților și Drepților Dumnezeiești, Părinții Joachim și Iana, și pentru ale tuturor Sfinților să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor. Amin.
pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește-ne pe noi!